Membrii Federației Solidaritatea Sanitară au organizat astăzi, între orele 12 și 13, o grevă de avertisment în unitățile sanitare publice. Aceștia solicită creșterea veniturilor salariale reale, recompensa echitabilă pentru participare la asigurarea continuității serviciilor medicale și eliminarea inechităților salariale. Pe durata grevei de avertisment a fost asigurată cel puțin o treime din activitatea normală, iar serviciile de urgență nu au fost afectate, au precizat reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară.